continuăm cu următorul speaker, Adelina Oprea. Adelina face marketing online de 4 ani, spune că este independentă de online și digital marketing. Zona de fashion este una din preferatele ei. Până acum s-a ocupat de Zorile Store și l-a dus de la startup la cel mai vizibil magazin online, pe eMAG, cu creșterea vânzărilor și a notorietății pe piață. S-a ocupat și de campania de lansare Sandala Andala, dacă știți cei care mergeți în vamă, prin care a convins 15 oameni să se tatueze permanent cu logo-ul brandului și a petrecut 6 luni lucrând pentru La Redut, refăcând complet site-ul în tot ceea ce ține de uzabilitate și SEO. Acum este într-o sesiune de practică de 3 luni la retargeting.ro și de 2 săptămâni lucrează pentru un startup pe zona de culinar, despre care momentan nu știm foarte multe detalii. Ok. Bine v-am găsit. Ideea Alexandrei este foarte bună. Până să încep prezentarea mea, o să vă povestesc cum am făcut eu link building printr-o campanie de PR. Ideea este că e destul de nasol să te duci să cumperi link-uri atunci când vrei să ai o poziție bună în Google și deja nu cred că mai face nimeni chestia asta. Îmi aduc aminte că în 2011, cred, am primit sarcina să aduc cât mai sus, de preferat pe poziția numărul 1, Zorile Store pentru expresia papuci. Bineînțeles că pe primele poziții erau magazine destul de mari și Zorile Store pe atunci era doar un startup. Cred că avea câteva luni. Așa că ideea de a cumpăra link-uri, clar, a căzut din prima pentru că au ajuns la niște costuri foarte mari și nici nu știam sigur cam care ar fi numărul lor ca să pot să prindă poziția măcar pe prima pagină. Și atunci am făcut o campanie de PR în care am oferit bloggerilor posibilitatea de a aproba gratuit o pereche de papuci. Am creat un landing page cu /papuci în care am afișat din colecțiile vechi toate modelele disponibile. Ei trebuiau să scrie un post pe blog în care să-și exprime dorința de a testa perechea și să pună link către perechea pe care doresc să o testeze. Și apoi le trimiteam perechea și ei trebuiau să spună sincer părerea despre modelul probat. Nu au primit nici un fel de instrucțiuni referitor la ce să dea link, asta în ideea în care se întâmple totul foarte natural. Și s-au strâns undeva la 800 de articole pe povestea asta și în 3 săptămâni Zorile Store era pe prima poziție pentru expresia papuci. Acum o să revin la prezentarea mea despre retargeting și remarketing. Așa cum bine știți, foarte mulți care sunteți aici prezenți, spuneți că aveți site-uri comerț sau de conținut și aveți foarte mult trafic. Oameni care se plimbă, ies, vizualizează, dar nu se întâmplă nimic și obiectivul sau conversia nu are loc. Decât foarte, foarte puțini convertesc. Una dintre soluțiile pe care vi le propun eu, de fapt două, sunt remarketing-ul și retargeting-ul. De ce să utilizați aceste instrumente? Pentru că poți să targetezi userii care au fost deja pe site. În principiu este vorba despre userii care fac acții, care se plimbă pe site-ul tău, îi poți segmenta, poți strânge date despre ei și apoi să revii cu tot felul de mesaje pentru ei. Asta înseamnă că poți să ai o rată de conversie mai mare și un ROI pozitiv. Și acum să vedem ce înseamnă de fapt remarketing și targeting și să stabilim dată pentru totdeauna care este diferența dintre ele două. Remarketing înseamnă, este vorba despre remarketingul pe care îl faci în principiu pe e-mail și se referă la
coșul abandonat, upsell, cross-sell sau alte tipuri de mail pe care le poți trimite în baza istoricului pe care l-ai strâns despre userii tăi. Vă arăt că... Mai ok? Bun. Google folosește termenul de remarketing pentru a defini de fapt campaniile de retargeting, care înseamnă că definește de fapt ad-urile pe care le trimiți userilor care au fost deja pe site-ul tău. Bun. Prima platformă pe care am folosit-o eu de retargeting a fost în 2013, cred, AdRoll. Acum, pe atunci nu făcea decât retargeting pe Facebook și a fost super senzație când am putut să fac retargeting pe Facebook în newsfeed. Era aici o imagine. Adică, imediat după ce vizitau site-ul tău și apoi se conectau pe Facebook, puteai să le trimiți un mesaj în newsfeed. Acum chestia asta este aproape banal. Pe lângă AdRoll puteți să folosiți și Semantic. Acum AdRoll face și retargeting pe Twitter și are și o zonă specială dedicată zonei de mobile. Alte platforme pentru retargeting Perfect Audience, ei au și o zonă de email în care poți retargeta. Avantajele retargeting, repet, sunt foarte clare, costuri mai reduse, rată de conversie mai mare și, clar, targetare precisă a audienței. Remarketing-ul, așa cum am spus și mai devreme, se referă la coșuri de cumpărături abandonate, păstrezi istoricul comenzilor plasate și notifici, de exemplu, când, în funcție de datele pe care le colectezi, din istoricul lui. De exemplu, poți să colectezi atributele produsului. Dacă vorbim de un magazin de fashion, mărime, marca produsului și categoria din care face parte produsul. Și atunci poți să știi că X a făcut 10 comenzi pe mărimea 36, pantofi cu toc, de exemplu, și poți să te legi de chestia asta pentru a-i trimite informații precise. Știi exact în ce segment să-l adaugi și de ce produs este interesat. Sau poți să încerci un remarketing în momentul în care părăsește site-ul tău foarte rapid, este logat pe site, deci îi ai adresa de mail și poți să-i trimiți un mail în care să-l anunți ce oferte ai pe site sau ce se întâmplă nou pe site-ul tău. Alte tipuri de mail pe care le poți îmbunătăți este welcome email-ul. De obicei, welcome email-urile la noi încă sunt bună, bun venit pe site și se termină povestea. Poți să continui în welcome email și să îi mai povestești despre serviciile tale, oferte sau orice ca să revină imediat înapoi pe site. O altă chestie care nu se face foarte des la noi este feedback-ul, să colectezi feedback după ce comanda a fost plasată. La noi se întâmplă următor, vine userul, comandă, îi trimis comanda, ultimul mail care ajunge la el este cel de expediere cu comandă și un thank you. Și atât. Mai departe nu se întâmplă nimic. Ideal ar fi să, după un anumit număr de zile, să îi trimiți un mail în care să întrebi dacă nu a returnat între timp. Să-l întreb cum i s-a părut produsul și, nu știu, dacă mai are nevoie de ceva. De exemplu, dacă și-a cumpărat pantofi, poate are nevoie și de o poșetă pe care să o asorteze. Poți lucra la alerte de mărime, alertă preț-stoc, iarăși cele tipuri de alerte nu prea sunt folosite la noi. Și, mai interesant, atunci când trimiți newsletter, poți să trimiți newsletter cu conținut generat dinamic, în ideea în care atunci când îi trimiți newsletter, să conținutul lui să fie exact pe ceea ce îl interesează pe el. Pentru asta ai nevoie de a-i colecta tot felul de date pe care, și acțiuni pe care le face pe site-ul tău. Tool-ul pe care l-am folosit
și a avut rezultate destul de ok, este retargeting.ro. Și el oferă serviciul de e-mail personalizat la nivel de individ, așa cum vă și spuneam, vă dădeam exemplu. E-mailul de call to action pentru coșurile abandonate, upsell, cross-sell, cupoane de reduceri, asta ar trebui să o folosiți deja, abonare dinamică, asta în ideea în care de a strânge cât mai mulți abonați, ca să vezi cum să trimiți tăți e-mail-uri, și segmentare și multitesting. Atenție, multitesting-urile sunt foarte importante, pentru că, de exemplu, când faci marketing pentru coșurile abandonate, este foarte important să faci și AB testing-uri ca să vezi exact timpul, de exemplu, la care reacționează ei cel mai bine. Adică poți să testezi, nu știu, poate dacă a abandonat coșul, să vezi exact când răspunde cel mai bine, după 10, 20 de minute, o oră, și așa să dai seama care dintre variante funcționează cel mai bine. La fel poți să testezi pe diferite subiecte ale mail-ului, în ideea de a observa care dintre ele dă rata de conversie mai bună. KPI-urile pe care trebuie să le ai în vedere atunci când faci campanii de marketing sunt, bineînțeles, conversia, open rate-ul, CTR-ul, unsubscribe rate, adică numărul de oameni care dezabonează, site-ul care este direcționat către site, și da, poți crea brand awareness, pentru că mail-ul este încă canalul cu care poți comunica cel mai bine cu clienții tăi. Singura condiție este să fii cât mai creativ și să te adresezi către ei cât mai direct. Rezultatele pe care le-am avut cu retargeting sunt cele de aici, sunt, da, mult mai mari decât, de exemplu, dacă vorbim despre un open rate la un newsletter normal pe nișa de fashion, poate să ajungă undeva la, nu știu, 17% sau, nu știu, puteți să mai spuneți voi ce cifre aveți. Rata de conversie, la fel, destul de mare față de rata de conversie medie a magazinelor online din România, care știm cu toți este 1,5. Și aici sunt niște grafice, niște capturi de imagini din platforma lor, ca să vă convingeți că datele sunt real. Se vede? Mulțumesc mult și sper să folosiți tool-urile și să aveți rată de conversie cât mai mare. Mulțumesc! Nu se poate.
la ce te referi, exact. Am făcut foarte multe campanii cu bloggerii. În principiu, na, sunt bloggeri mari care percep o anumită taxă pentru a intra o microcolaborare. Poți încerca cooperativa în chinez, unde sunt o gașcă de oameni nișați. Sau, nu știu, bloggeri mai mici pe care poți să-i contactezi sau cu agenție. În principiu, eu contactam direct și dacă nu știi cu cine să pornești, de unde să pornești, poți să intri pe Zilist, de exemplu, și acolo vei găsi topul bloggerilor din România și poți să cauți acolo și pe nișa care te interesează. Datele lor de contact intri pe fiecare parte și condițiile lor pe care... Condițiile, în principiu, primii, nu știu, 100, trebuie să te aloci un buget mai mare. Dar depinde foarte mult de campania pe care vrei să o faci, pentru că mulți dintre ei sunt foarte open să te ajute, chiar și de la început de campanie. Și mai am o întrebare. La ce ar fi ultima atenție atunci când facem Da, este foarte, foarte important să fii cât mai creativ și mesajul de call to action să nu te limitezi doar la cumpăr acum sau să încerci să fii mai creativ. Asta este foarte important și în campaniile care se fac prin mail. Mail-urile să nu fie foarte seci. Bună, uite, ai uitat produsele în coș, cumpără-le. Încerci mai mult de atât. Mă refer și la design și la mesaj, pur și simplu. Mesajul contează foarte mult, partea de text, dar bineînțeles că el trebuie să fie pus într-un vizual ca să o atragă. De ce? Ok, nu vă întrebați. Există vreo bază de date cu banere de targeting și cu face target-uri și care sunt mai bune pentru fiecare domeniu, nișă, parte? Un fel de template-uri? Da. Banere care s-au folosit pe anumite brand. Nu, dar uite, RTP House, de exemplu, are template-uri de banere care ți le propun atunci când colaborezi cu ei și fac marketing și chiar îți pot să-ți arate ce banere au funcționat, ce nișa pe care... Da, zici un site. Din câte știu eu, există un site care are banere câștigătoare la anumite premii din astea de publicitate. Mai mult pe zona de PR. Mai mult pe zona de advertising creativ. Sunt exemple bune și acolo. Nu știu exact site-ul, dar dacă îl caut... Care sunt cele mai eficiente soluții pentru e-mail retargeting? Voucherele, ofertele pe mărimi? În principiu, exact cum am spus și mai devreme, trebuie să fii foarte creativ, în primul rând, în subiectul mail-ului, ca să ai open, că dacă mai ai open, totul se oprește aici. Și să fii creativ în vizual, în mesaj și da, atunci când îi oferi o reducere, funcționează mai bine, dar atenție, nu aș merge neapărat pe zona asta, pentru că dacă voi oferi voucher la fiecare coș abandonat, ar putea să nu se deprindă și de fiecare dată să abandoneze coșul de cumpărături. Mai ales dacă voucherul este consistent. Adică, de exemplu, am văzut un exemplu chiar astăzi, cineva care oferea, un magazin care oferea la abandon de coș 30%. Depinde foarte mult.